Salut și bine te-am găsit la prima ședință de kinetoterapie pentru tratamentul durerilor de genunchi. Astăzi vom face prima ședință de kinetoterapie pentru a începe să înțelegem mai bine cum funcționează genunchiul nostru și ce anume ne va ajuta ca și exerciții să tratăm durerile care te confrunți în acest moment. Scrie-mi neapărat în comentarii cu ce problemă te confrunți la nivelul genunchilor, deoarece vreau să fac materiale pe această temă și pe viitor, iar feedback-ul tău mă ajută să fiu fix pe subiectele cele mai importante. Hai să începem prima ședință de astăzi. Înainte de toate, trebuie să stabilim niște limite de lucru. Aceste limite presupun să știi nivelul de la care începi procesul de recuperare. Când vorbesc de limite, mă refer la acele situații până unde poți să-ți forțezi corpul astăzi, acum și aici cu mine, fără a avea efecte secundare. Adică, pur și simplu, să poți să faci această ședință de kinetoterapie, iar mai târziu pe parcursul zilei sau mâine să nu ai niciun efect secundar, să nu ai dureri care să se agraveze. Hai să trecem la primul exercițiu al zilei. Avem în plan o secvență de genuflexiuni. Este o secvență puțin diferită față de probabil ceea cu ce ești obișnuit să efectuezi în mod normal în cadrul antrenamentelor sau ce mai făcut la școală. Vorbim de o genuflexiune pe care o vom sparge în trei faze. Prima fază a genuflexiunii noastre este de la punctul de extensie completă al genunchilor până la aproximativ 45 de grade. Ne uităm la genunchi să fie un pic îndoit, nu foarte tare. Ăsta este unghiul 1 de lucru. Apoi, sub acest unghi, între 45 și 90, avem cel de-al doilea unghi de lucru, iar mai jos de 90 de grade până jos la flexie maximă, vorbim strict de unghiul 3. Bun, toate aceste unghiuri sunt importante în procesul de recuperare, din simplu motiv că ne ajută să izolăm punctele cheie ale mișcării. Cu cât izolăm mai bine aceste puncte cheie, cu atât este mult mai ușor să gestionăm intensitatea și dificultatea fiecărui exercițiu pe care îl avem noi de efectuat. Ok? Hai să începem acum cu primul unghi. Vreau să ne așezăm cu picioarele ideal la o linie perpendiculară pe direcția degetelor. Iar din această poziție avem de efectuat ceva foarte, foarte simplu. Îndoim ușor genunchii și apoi menținem această poziție timp de aproximativ 15 secunde. Trebuie să simți în acest moment cum quadricepsii tăi se activează și încep să depună efort. Trebuie să menținem această poziție fără să ne mișcăm, fără să ne bățâim. Au trecut cele 15 secunde, luăm o pauză, pur și simplu ne plimbăm, ne odihnim un pic. Putem să scuturăm picioarele, revenim în poziție, îndoim și menținem poziția. Foarte important, în această etapă nu vreau să cobor mai mult de atât. Ne interesează strict aceste 30-45 de grade, să le menținem, să facem 10 repetări, deoarece dacă sunt dificultăți în efectuarea acestui unghi de mișcare, nu vei merge mai jos către 45, către 90. Luăm o pauză, ne relaxăm puțin, am făcut 2 repetări, mai avem încă 8. Ia să facem și cu fața la cameră. M-am așezat la linie, pot să privesc în față, dacă dorești poți să întinzi mâinile, coborăm un pic și menținem unghiul. Foarte bine, stăm aici, trebuie să simți tensiune în quadriceps. Acesta este un mușchi ultra important pentru tot ce înseamnă mișcarea bipedă, din simplu motiv că el intervine în susținerea greutății noastre aproape la fiecare pas. E foarte greu să faci o mișcare de locomoție fără să folosești mușchiul quadriceps. Revenim, hai să trecem mai departe la repetarea numărul 4. Putem să facem și o variantă dacă te simți mai confortabil cu mâinile la spate. Coborăm pieptul în față, menținem poziția. Stăm aici, putem să numărăm 7, 8, 9, tensiune. Ideal ar fi să simți o ușoară arsură musculară în zona coapselor, însă fără niciun fel de durere în zona genunchilor. Ne relaxăm, luăm o pauză. În pauză te poți plimba, poți consuma puține lichide,
dar vreau să rămâi alert, deoarece vom reveni imediat înapoi la treabă. Hai să continuăm cu cea de-a cincea repetare. Neapărat lucrează în rând cu mine. Coborâm, menținem poziție. Stăm aici, unde te simți confortabil. De asemenea, ne interesează ca genunchii să nu fie proiectați nici foarte în față, însă nici să stai prea pe călcâie. Ne interesează o poziție echilibrată, majoritatea greutății este amplasată pe călcâi, vârful este plantat pe sol, menținem tensiune. Stăm aici. Vezi? E o chestie foarte simplă. Pauză. Putem să scuturăm picioarele, scriem neapărat în comentarii cum se simt genunchii tăi până în acest moment. Mai luăm 2-3 guri de aer și continuăm imediat cu cea de-a șasea repetare. Ne-am așezat la linie, îndoim genunchii, coborâm. Mai putem să adăugăm acum o instrucțiune și anume genunchii să fie mereu împinși ușor către exterior. Asta este cea mai sănătoasă poziție în care putem să lucrăm articulația genunchilor. Dacă îi lăsăm să cadă în interior, adesea punem stres exagerat, nenecesar, pe ligamentele colaterale interne. Iar dacă combinăm și cu o rotație mai forțată, putem să chinuim și ligamentele încrucișate. Pauză, ne ridicăm, stăm puțin. Neapărat scriem cum te simți până aici. Eu îmi simt un pic genunchii lucrați. Ne pregătim, așezăm picioarele, ok, ce variantă vrei tu, coborâm, ține minte 45 maxim, nu mai mult. Dacă ți este dificil să stai la acest unghi, putem să stăm un pic mai sus. În cel mai rău caz, din poziție de extensie completă, îndoim minim cât să simți că se activează musculatura și stăm aici. Acest nivel de dificultate depinde strict de situația în care te regăsești în acest moment. Dacă în acest moment doare, facem minimul necesar, însă încercăm să aducem un pic de stimul la nivelul articulației genunchiului. Hai să continuăm, mai avem 2 repetări, coborâm, menținem poziția, spatele drept, privirea în față, stăm aici, tensiune, tensiune, tensiune. Ok, încă puțin, nu uita genunchii în exterior, ne ridicăm, ne relaxăm foarte bine, bravo, a mai rămas o repetare. Imediat o efectuăm și pe aceasta și luăm o pauză. Bun, înapoi în poziție, ne pregătim, coborăm un pic, hai să stăm aici. Ok, sper că stau bine. Menținem, menținem, menținem. Bun. Ne relaxăm. Luăm o pauză de un minut și apoi revenim cu nivelul 2 al acestui exercițiu. Ok? Trecem la cel de-al doilea exercițiu și anume unghiul 2 al genuflexiunilor. Lucrăm de asemenea în continuare izometric. Este cel mai blând mod de a folosi articulația genunchiului. Însă, printre cele mai eficiente metode de a dezvolta țesuturile moi, și anume tendoane și ligamente. Adesea, multe din problemele genunchiului sunt determinate de instabilitate la nivelul tendoanelor și ligamentelor, din simplu motiv că nu suntem suficient de antrenați. Coborăm acum, dacă stația permite, până la 90 de grade și menținem aici poziția. Asta este un unghi în care deja coapsele ar trebui să înceapă să ardă, eu le simt pe ale mele, mai stau puțin. Bun, încă puțin și revenim. Ne interesează foarte tare ca mișcarea să se efectueze într-un mod cât mai controlat cu putință. Sub nicio formă nu vrei să te grăbești, nu vrei să bruschezi genunchii. Dacă simți că un unghi este prea provocator pentru tine, pur și simplu îl diminuezi. Azi este prima ședință, ideal este să te acomodezi cu mișcarea și să nu faci multe alte lucruri. Corpul adesea îți va spune în orele următoare, chiar mâine, dacă a fost mult, dacă a fost puțin. Dacă doare, adesea este un semnal că am exagerat cu aceste exerciții. Hai să trecem la a doua repetare, coborâm la 90 de grade, menținem aici, piept în față, brațele întinse, stăm și nu ne mișcăm. Ne concentrăm pe genunchi, ne concentrăm pe coapsă, coapsa ar trebui să ardă.
și lent revenim. Lăsăm un pic picioarele să respire. Așa, suntem în pauză. Ok. Avem de efectuat 10 astfel de repetări. 10 cu primul unghi, 10 cu unghiul 2, 10 cu unghiul 3. În cazul în care nu poți să treci de unghiul 1, vreau să repeți 3 serii de unghiul 1 unde te simți tu confortabil cu genunchii tăi astăzi. Iar peste o zi, peste două zile, când situația se mai îmbunătățește, poți începe să explorezi și unghiurile mai profunde ale mișcării. Revenim, coborâm 90 de grade, menținem poziția, stăm foarte bine aici, bine fixați. Te interesează ca greutatea să fie repartizată uniform, atât pe piciorul drept, cât și pe piciorul stâng. Pentru a realiza acest lucru, ideal este să ai, cum am eu acum în fața mea, o oglindă, pauză, iar în oglindă te interesează, pentru a distribui greutatea în mod egal pe genunchii tăi, ca șoldurile să rămână tot timpul centrate. Dacă fuge șoldul în partea dreaptă, 100% mă las mai tare pe genunchiul drept. Dacă fuge în partea stângă, evident solicităm mult mai tare genunchiul stâng, toată coapsa stângă. Adesea, din simplu motiv că diferă forța dezvoltată de-a lungul timpului din copilărie încoace între membrul stâng și membrul drept, avem un favorit. Avem acel picior pe care îl folosim să urcăm orice treaptă, să coborâm orice treaptă. Este cărăușul corpului și asistentul său. Revenim, coborâm 90 de grade. Ne interesează ca și asistentul să lucreze similar cu cărăușul principal, deoarece dorim să dezvoltăm armonie la nivelul corpului. Menținem poziția, încă puțin și lent sus. Bravo! Scuturăm puțin picioarele, rămânem alerți. Bun. Ai răbdare să-și revină coapsele. Ideal ar trebui să simți o arsură până deasupra rotulei, însă în zona articulației să nu ai absolut niciun fel de problemă. Dacă ai probleme, nu forța. Hai să revenim. Coborâm, putem și cu mâinile la spate. Menținem poziția, privirea în față. Mă las pe ambele picioare uniform. Lent sus. Bun. Cred că mai avem 3 repetări. Nu uita să-mi scrii în comentarii cum se simt genunchii tăi până în acest moment, cât de greu ți este să efectuezi aceste exerciții și pur și simplu dacă le-ai recomanda unui prieten. Hai să revenim. Ne punem în poziție. Picioarele la nivelul umerilor. Coborâm, genunchii pleacă ușor în exterior. Mâinile în față, menținem poziție. Stăm aici? Bun, revenim lent. Pauză. Mai avem 2 repetări. Chiar e mai greu decât pare. Eu, sincer, îmi simt coapsele ușor incendiare în acest moment. Hai să revenim. Poziție, stăm aici, menținem, nu ne grăbim sub nicio formă. Dacă simți că nu mai poți să reziști în poziție, facem lucrul înțelept și ne ridicăm lent, total controlat și luăm o pauză. Dacă pentru tine ritmul în care lucrăm aici este unul prea alert, însă nu ai dureri de genunchi, poți lua niște pauze ceva mai mari. Poți să stai și un minut, un minut și jumătate între două repetări. Singura mea cerință, rugăminte, cum vrei să-i spui, este să efectuezi aceste exerciții în modul cel mai corect cu putință. Hai să facem ultima repetare. Pentru a fi corecte,
Ne interesează să avem progresivitate, să avem control, tot timpul să știu ce face corpul meu și eu să decid acțiunile sale. Adesea acest lucru devine tot mai greu pe măsură ce obosim, pauză și încep să apară durerile musculare. Bravo! Stăm un minut și apoi continuăm cu cel de-al treilea unghi. Trecem la unghiul 3, unghiul în care încercăm să explorăm flexia maximă posibilă de la nivelul genunchiului. Ideal la acest exercițiu este să coborăm cât se poate de jos pe vine, complet, în echilibru, mâinile în față, genunchii în exterior, iar de aici ridicăm un pic de tot și menținem tensiunea. Stăm aici cât ne este confortabil și apoi ne relaxăm. Respirăm puțin, revenim, tensiune, mențin genunchii împinși în exterior tot timpul, poziția să fie stabilă. Și relaxez. Ok, am făcut două repetări, au mai rămas 8. Nu uita să-mi scrii cum te simți, cum ți se pare acest exercițiu. Revenim un pic sus, genunchii controlați să nu tremure și stăm aici. Bun, încă puțin, încă puțin și revenim. Bun, ne odihnim în poziție, mai avem puțin de stat aici și continuăm imediat. Tragem aer și am ridicat sus un pic și mențin poziție. Și relaxez. Stăm în poziție. Am mai rămas o ultimă repetare. 1, 2, 3 și sus. Mențin, mențin, mențin. Și lent ne ridicăm de tot de acolo. Stăm puțin și mai avem 5 repetări. Stai chiar s-au simțit. Bun. Un lucru adesea nespus de nimeni este faptul că la kinetoterapie este greu. Este greu să efectuăm exercițiile de aici, deoarece adesea pentru a trata durerile care te confrunți, este nevoie să explorezi acea zonă a ta în care nu îți place cum îți miști corpul. Sunt acele unghiuri și viteze de lucru care pur și simplu sunt dificile. Faci mișcări mult prea lente, pentru că foarte multe persoane când ajung să se accidenteze sunt pur și simplu repezite. Zvârnesc din orice poziție, orice mișcare este făcută pe repede înainte și nu, pur și simplu dacă te miști repede, nu dezvolți o conexiune cu corpul tău. Nu simți ce mișcare este ok pentru tine, ce mișcare este defectuoasă. Pur și simplu te găbești pentru a simți minimul de efort. Hai să revenim. Lent în poziție, coborâm. Total relaxat și ridic, mențin tensiune. Da, nu uita, vreau să lucrezi în acest unghi strict dacă ai trecut cu brio de celelalte două. Dacă nu, facem o regresie până la nivelul pauză la care tu te simți confortabil astăzi, acum și aici. Și sus, 2. Mențin, mențin și relaxez. Stăm un pic aici, mai avem 3 repetări, corect? Hai cu mine, sus, mențin, stau aici, stau și relaxez. S-ar putea să le fac un pic mai scurte decât speram, însă eu am obosit. Chiar se simte în coapse că este un antrenament zdravă. Sus, mențin, stau aici, greutatea uniformă partizată pe tălpi, relaxez. Stăm puțin și hai. Sus, mențin poziția, stabil, greutatea uniformă, 1, 2, 3, relaxăm. Am mai rămas o ultimă repetare. Hai să vedem.
Ești gata? Hai! Hop! Poziție, mențin. 5, 4, 3, 2, 1, lent sus. Bravo! Ok, în acest moment suntem cam la jumătatea acestui protocol de recuperare. Am reușit să lucrăm musculatura anterioară a coapsei și ușor musculatura fesieră, iar în continuare vreau să ne mutăm pe o musculatură adesea foarte, foarte neglijată de multe persoane, și anume musculatura posterioară a coapsei și musculatura gambelor. Musculatura posterioară a coapselor ne interesează foarte tare în partea de recuperare medicală, din simplu motiv că mușchii ischio-gambieri, mușchii puși în spatele coapsei, intervin foarte tare în stabilizarea întregii articulații a genunchiului. Practic, cu cât musculatura din spatele genunchiului este mai bine fixată, tu ai o poziție fixă. Dacă în spate nu am forță, adesea genunchiul tinde să fugă în față și să frece platoul tibial. Acest gen de mișcare adesea determină uzura articulară accentuată și accelerează dramatic procesul de artroză al genunchiului. Ok, în continuare vreau să luăm un loc pe saltea. Din această poziție avem de efectuat o serie de 3 exerciții foarte similare ca cele de la genuflexiuni, și anume ne interesează să avem ridicare de bazin. Vom avea de asemenea 3 unghiuri de lucru. Unghiul 1, cel mai înghesuit, cel mai ușor. Unghiul 2 și unghiul 3 pentru cei avansați care chiar pot să solicite musculatura posterioară a coapselor. Noi acum vom trece la treabă în unghiul 1. Vreau să trag de gambe cât mai aproape de șezut. Lăsăm capul pe spate, totul relaxat, coatele să nu atingă salteaua. Din această poziție ridic ușor bazinul și mențin poziția aici. Stăm aici, respirăm, revenim. Avem de efectuat 10 astfel de repetări. Și sus, mențin poziția, stăm, bun, revenim lent, am făcut 2, sus din nou, stăm aici. Pe măsură ce te simți mai confortabil, poți să ridici bazinul mult mai sus. Însă, pentru astăzi, pe mine mă interesează doar să pot să ridic fundul practic de pe saltea, să mențin un pic tensiunea și să solicit musculatura într-un mod progresiv. Revin. Am făcut 3 repetări. Stăm, relaxăm, ne pregătim. Sus. Mențin tensiunea. Poți să pii pe partea din spatea coapsei, ar trebui să simți aici un pic de activitate musculară. Nu foarte mare, deoarece unghiul nu este încă unul foarte sever, însă să simți că ai activat musculatura posterioară a coapsei. Pauză, am făcut 4 repetări. Stăm, respirăm un pic. Și sus. Mențin tensiunea. Stau în poziție, nu ne grăbim. Ne interesează foarte tare atunci când lucrăm izometric, strict, să dezvoltăm această senzație de arsură musculară și să persistăm în aceeași poziție pe măsură ce senzația devine tot mai intensă. Revenim, am ajuns la jumătate. Și sus, mențin poziția. Mențin poziția, nu ne grăbim, un pic de tensiune se va simți și în quadriceps. Stăm aici și revenim. Bun, mai avem 4 repetări, imediat trec și acestea. Și sus, mențin poziția, nu ne grăbim. Tensiunea trebuie să fie adaptată nivelului tău de pregătire fizică din acest moment și problemei care te confrunți la nivelul genunchilor. Acesta este un program predominant general. Ne relaxăm pentru tratamentul durerilor genunchilor. Rezolvă undeva cam la 65-70% din cazurile moderate
de probleme de genunchi, însă nu poate face minuni în cazurile în care ceva este stricat fizic în articulațiile tale. Sus, adică dacă ai o problemă cu un menisc rupt suficient de sever, nu vom putea face minuni prin exerciții, indiferent de forma și de organizarea lor, pauză, din simplu motiv că practic la orice mișcare, la orice presiune, tu treci peste ruptura respectivă și nu o putem fenta. Sus! Penultima repetare. Mențin poziția, mențin și relaxăm. A mai rămas o ultimă repetare din acest prim unghi de mișcare. Trag aer și sus, mențin poziția. Stau aici, plutesc, nu ne grăbim. Bun, și relaxăm. Luăm o mică pauză. Scrie-mi, te rog, în comentarii cum se simt picioarele tale până în acest moment. Continuare, facem un pas în față pe saltea. Vreau să tragem acum de vârfuri, să le conștientizăm un pic, în sus și să ridicăm bazinul. Menținem poziția aici. 1, 2, 3, 4, 5, relaxez. Dacă poți mai mult de 5, după ce termin acest prim protocol, poți să încerci cu 10, cu 15, sus, mențin, bazinul sus, înalt, tensiune pe spate, cât de mult pot eu să generez. Ne relaxăm. Am făcut 2. Trag aer, sus, numărul 3. Mențin poziția, generez tensiune, vârfurile sus, încercăm să plutim. Și revenim. Relaxare. Foarte bine. Ok, am făcut 3 repetări. Ne odihnim, pregătim, verificăm vârfurile și din nou sus, ridicăm tensiune pe partea din spate a coapsei, musculatura fesieră încordată. Și ne odihnim. Foarte bine. Și sus. Poziție. Mențin. Mențin, mențin. Și relaxez. Ok, am făcut 5 la jumătate. Scrie-mi, te rog, cum te simți până în acest moment, cum sunt coapsele tale, cum sunt genunchii tăi. Sus, mențin poziția și relaxez. Stăm puțin pe saltea, ne odihnim. Te interesează cel mai mult ca în cadrul programelor de izometrie să ai răbdare cu tine în timp ce menții poziția. Sus, știu că sunt mișcări care generează adesea agonie musculară, însă prin această agonie musculară reușim să dezvoltăm mușchii fără să folosim excesiv articulațiile. Pauză. Mai avem 3. Și sus. Mențin poziția, înalt, vârfurile ridicate și mă concentrez pe ischiogambieri. Relaxez, am mai rămas 2 repetări. Ok, hai. Ridic, mențin. Stau acolo. Tensiune, nu ne grăbim sub nicio formă. Și relaxare. Una singură ne mai desparte de finalul acestei serii. Hai să o efectuăm, hai împreună cu mine. Sus, tensiune, stau acolo, plutesc, plutesc, plutesc. Și relaxăm. Bravo! Ok. Hai să ne bucurăm de această pauză, deoarece mai avem încă un unghi articular de efectuat în cadrul acestui exercițiu, și anume unghiul cu deschidere mare. Practic,
Acum am lucrat în ordine inversă unghiurile față de ce am făcut mai devreme la genoflexiuni. Dacă la genoflexiuni unghiul 1, unghiul cel mai ușor era de la 0 la 45 de grade, acum la aceste ridicări de bazin, unghiul 1 de la genoflexiuni devine unghiul 3 și anume încercăm să avem un unghi până în 45 de grade de flexie la nivelul genunchiului. Asta înseamnă că genunchiul va fi predominant întins, cu cât mai întins, cu atât mai greu. Cu cât avem o flexie mai mică la nivelul genunchiului, cu atât musculatura ischio-gambieră are un unghi mai prost prin care să genereze forță și implicit asta înseamnă că exercițiul devine brusc mai intens, strict pentru mușchi, deoarece articulațiile nu au de efectuat foarte multă mișcare, motiv pentru care inflamația este adesea menținută la un minim absolut. Deci ne așezăm pe spate, picioarele întinse, ok, îndoim ușor genunchii, vârfurile sus și ridicăm bazinul. Și menținem această poziție. Avem de efectuat 5 astfel de repetări, prima deja s-a dus. Relaxăm și sus. Tensiune. Astea chiar sunt grele. Facut 2, mai avem 3. Rămâi alături de mine. Hai să vedem. Și sus. Stai acolo. Stai acolo. Relaxare. Am făcut 3, mai avem 2. La final atât de aproape. Hai să vedem. Și sus. Poziție. Menținem. 2, 3, 4, pauză. Am mai rămas o singură repetare. Imediat terminăm și cu aceasta. Dăm aerul afară, tragem adânc și sus, menținem, 2, 3, 4, 5. Ok, ne ridicăm. Permitem să te felicit că ai ajuns până în acest moment. Ok. Acum vom termina ziua cu un exercițiu foarte simplu de stretching. Din poziție de fandare, un genunchi este pe sol, celălalt este pe toată talpa. Nu facem altceva decât să ne lăsăm greutatea pe piciorul din față, călcâiul tot timpul pe sol. Un cot poate fi pus sus pe genunchi pentru greutatea suplimentară și proiectăm genunchiul în față. Menținem puțin această poziție. Schimbăm piciorul, să facem și cu dreptul, călcâiul pe sol și încerc să proiectez genunchiul cât se poate de în față, însă călcâiul să rămână tot timpul în contact cu solul. Mențin un pic și schimbăm. Facem 3 astfel de repetări cu fiecare genunchi. Poți să stai și total vertical să împingi genunchiul în față. Schimbăm. Sau varianta mea preferată este să pun o mână în față și să-mi las greutatea ușor către exteriorul corpului. Eu aici simt că izolez mult mai bine mișcarea. Bun, revenim. Ultima repetare. Stângul pe sol, genunchiul pleacă în față, îl împing. Ar trebui să simt tendonul lui Ahile cum este întins și cum gamba mea dezvoltă un unghi de mișcare pe care nici nu știam că l-am până în acest moment. Ok, schimbăm. Dreptul, împing în față, călcâiul pe sol, mențin poziția. Mențin, mențin, mențin. Ok. Și relaxăm. Asta este tot pentru astăzi. Scrie-mi în comentarii cum se simt genunchii tăi. Dă un like acestui video. Abonează-te la canal. Distribuie materialul dacă ți-a plăcut cu toți prietenii tăi. Dacă au probleme cu genunchii. Și eu te aștept în comunitatea Honkineto, în grupul privat de Facebook. De asemenea, în descriere găsești link-uri către programele mele total gratuite
pentru coloana vertebrală cervicală și pentru coloana vertebrală lombară. De asemenea, orice noutăți am, le vei găsi adesea în descrierile de la materialele de pe YouTube. Atât pentru astăzi, eu sunt Dr. Cosmin Ciocârlan și îți doresc multă sănătate!